Dragii noștri, bună seara, ne reîntâlnim ca de obicei vinerea după amiază pentru un dialog pe teme diverse din viața noastră cotidiană. Am anunțat de data trecută și vrem să ne ținem de cuvânt că de data aceasta, în apropierea zilei de 15 ianuarie, ziua în care s-a născut poetul național Mihai Eminescu, că vom încerca să aducem în dezbaterea publică, în fața privitorilor noștri, idei, gânduri, sentimente, atitudini, opinii, în căutarea adevărului despre viața și opera lui Mihai Eminescu, pentru că am constatat cu amărăciune că, inclusiv în școală, nu ni s-a cultivat întotdeauna adevărul și că de-abia în zilele noastre încearcă și reușesc în bună măsură unii intelectuali de marcă să facă lumină în special în legătură cu sfârșitul din această lume a românului absolut, cel care are povara enormă de a ne reprezenta și azi în fața universalității, Mihai Eminescu. În căutarea adevărului, fiecare desprinde cu puterile proprii adevărul lui. Adevărul meu, adevărul dumneavoastră, adevărul, așa cum îl percep, despre viața, opera și simbolul și fenomenul complex Mihai Eminescu, așa cum îl percep, vom vedea și partenerii mei, obișnuiții mei parteneri de dialog, domnul Constantin Popa și domnul Stan Brebene. Bună seara! Bună seara! Și la mulți ani! Tare bine și tare frumos ar fi fost să fim în situația, ca națiune, în acest moment, cu tot tezaurul nostru de cultură și spiritualitate, cu toate bunurile și avuțiile pe care le-a dat Dumnezeu, să fi fost noi într-o societate mai armonioasă, mai împăcați cu noi înșine, cu un sens mai clar, cu un efort comun, uniți în jurul unor mari ideale. Dacă am fi fost așa, am fi sărbătorit în alt climat, am fi omagiat în altă atmosferă ziua poetului nostru național, ziua când porni luceafărul. Așa ar fi trebuit să începem, cu entuziasm, cu plăcere, cu mândrie, dar adevărul, pentru că în căutarea adevărului ne aflăm, ziua când porni luceafărul, creșteau în cer a lui aripe, și căii de mii de ani treceau în tot atâtea clipe, un cer de stele de desubt, deasupra cer de stele, părea un fulger neîntrerupt, rătăcitor prin ele. Imaginea zborului cosmic la vremea aia. Geniul de aceea este geniu, pentru că are o viziune pe termen lung și nelimitat, poate. Dar, cum spuneam, atmosfera nu este cea mai plăcută în țară și în viețile și în sufletele noastre, și sărbătorim cu micile noastre puteri în realitatea în care existăm, în care ne-a fost dat să existăm în aceste tumultuoase, în turbionul acestor vremuri contradictorii, pline de pericole, de provocări. Cu toate acestea, vom încerca să desprindem adevărul despre fenomenul complex Mihai Eminescu. Unii ne vom referi, probabil eu n-am idee ce vor spune prietenii mei și ce vor înțelege privitorii noștri, dar are dreptul fiecare. Unuia să-i placă mai mult poezia sau o anumită poezie dintr-o anumită perioadă de tinerețe, de maturitate. Altuia să-i placă publicistica, pentru că Eminescu a fost nu numai cel mai mare poet român, dar și cel mai mare jurnalist român din toate timpurile. Alții preocupați mai mult de opera, alții de viața în contextul lui social și economic, care, surprinzător, paradoxal, seamănă în foarte multe privințe cu existența noastră a românilor de astăzi. Că cineva va agrea să vorbească despre cei care l-au adulat, sau despre cei care, despre detractorii lui Mihai Eminescu, pentru că a avut în toate timpurile detractori, oameni care l-au contestat și l-au blamat,
și a avut și are și în zilele noastre. Dacă vor vrea colegii mei, dacă eu voi considera să pun accente și din acest punct de vedere, subiectul fiind vast și greu de epuizat într-o emisiune de televiziune, dar a face sau nu face ceva în memoria românului absolut, Mihai Eminescu. Ce părere aveți, stimații mei prieteni? Domnul profesor, nu-mi vine în gând decât un singur lucru la momentul ăsta, după frumoasa și extraordinară noastră introducere. Mă uit așa și mi-aduc de aminte câteva versuri. Cobor în jos, Lucifer blând, alunecând pe o rază, pătrund în casă și în gând și viața mă luminează. Cred că e o rugăciune care fiecare dintre noi, într-un fel sau altul, în epoca asta noastră, în zilele noastre, o tot facem și ne mobilizează poate cumva acest mesaj lansat peste timpuri al lui, această speranță a lui Eminescu de a coborâ până la urmă Luceafărul din cer și de a ne lumina viețile și viața noastră, care, între noi fie vorba, nu e acolo unde am visat noi vreodată să fim. Ce ziceți, domnul? Da, am ascultat am reascultat cu foarte mare plăcere această superbă melodie făcută de trei oameni care au încercat să apropie de zborul lui Eminescu. Din păcate, la fel ca și ilustrul lor înaintași, și aceștia și-au ars aripile. Este vorba de Doina și Ion Aldea Teodorovici și Grigore Vieru, autorul versurilor. Cred că, dincolo de versurile și acestea cutremurătoare, și melodia a fost inspirat, redactată de Ion Aldea Teodorovici, el compozitorul. Este compozitorul, și interpretată magistral împreună cu soția sa, Doina. Spuneam că cei trei urmași ai Eminescului au ars pentru românism atât de tare încât și-au găsit sfârșitul chiar după niște manifestări Mihai Eminescu. Doina și Ion Aldea Teodorovici au murit într-un accident deloc întâmplător la Coșereni, lângă Urziceni. Da. Și Grigore Vieru a murit tot într-un accident de mașină, venind de la aniversarea lui Eminescu. De la o manifestare. Manifestare undeva în sud-vestul Moldovei, și în drumul spre Chișinău a avut un accident de mașină care i-a fost fatal. În ambele accidente. Din păcate, ei au murit, dar în ambele accidente șoferii au scăpat ca prin minune. Da. Șoferii care erau la volan și pe care îi transportau pe ei. Și dacă mi-aduc eu bine aminte, cel puțin la Doina și Ion Aldea Teodorovici era un șofer ucrainean. Dar sunt speculații și... Depinde în solda cui se aflau și ce misiune. Da, putea să fie și malgaș, vorba cuiva. Da. Acum, revenind la faptul că îl sărbătorim pe Mihai Eminescu și n-ar trebui să-i dedicăm lui numai o zi când îl aniversăm pe 15 ianuarie, data oficială a nașterii lui, sau când îl comemorăm la 15 iunie, pe Eminescu ar trebui să-l avem în inimă, în suflet, zi de zi, ceas de ceas. A spus mai devreme că data oficială ar fi 15 ianuarie. Tatăl lui, într-un document al vremii, ar fi spus că este în preajma Crăciunului, 20 decembrie 1849. Corect. Deci cu aproximativ 25 de zile înainte de data oficială. S-au mai făcut speculații că s-a născut nu știu pe unde, că nu știu pe unde. El s-a născut în Botoșan, a trăit în Botoșan până la 5 ani, după care s-a mutat la familie în Ipotești. Tatăl lui era
căminar acolo. Adică ceea ce astăzi denumim perceptor. Strângea da. De regă. El a fost botezat, Mihai Eminescu, la biserica Uspenia da. Din Botoșani, o biserică extraordinar frumoasă. Am văzut cristelnița din acea biserică. Am văzut și casa memorială din Ipot. Deci, am văzut multe locuri prin care Eminescu și-a purtat pașii și apoi a redat literaturii și cititorilor momente extraordinar de frumoase. Tot acolo Eminescu, în satul natal, vorba vine, în Ipoteștii copilăriei, a simțit primii fiori ai dragostei pentru o fată de-a locului, care din păcate a murit la 19 ani. O fată blondă, cu ochi albaștri, și de aici lumea spune că acele poezii, Floarea albastră, Mortul aiest, i-ar fi fost dedicate și că ea ar fi fost cea Moza. Care a inspirat Moza. Aceste versuri. Și te-ai dus dulce minune. Dulce, da. Și a murit iubirea noastră. Așa se încheie Floarea albastră. Poate că uneori ar trebui cei care se apropie de Mihai Eminescu, de viața lui, de opera lui, să nu mai facă niște greșeli pe care le-am constatat și astăzi. Au spus că astăzi îl comemorăm pe Mihai Eminescu. Nu. Este total fals, total greșit. Mai bine lacăt la gură și pauză. Astăzi îl aniversăm, sau astăzi, în perioada asta, îl omagiem pe poetul național Mihai Eminescu. Eu n-aș fi atât de categoric ca în această zi să omagiem cultura română. Pentru că am observat că cei care fac cultura română, și mă refer aici la Institutul Cultural Român, care are filiale în peste 20 de orașe din afara României, aici sunt niște cuiburi de sinecuri pentru diferiți oameni politici, fiicele, amantele și ultimul scandal care a avut loc, vorbeam rândul trecut despre scandalul de la ICR Londra. Londra, da. Așa, ultimul scandal a apărut legat de ICR Istanbul, unde cea care îi pregătea vestimentația Vioricăi Dăncilă, fostul prim-ministru, a ajuns referent la ICR Istanbul, fără să îndeplinească condițiile normale pentru a trece la această funcție, respectiv examen și multe, multe altele din astea. De la Paris. Da, am vorbit și că ai noștri tineri la Paris învață. Probabil că estimabilul nostru concetățean la despre cât cravate cum se leagă nodul. Apoi ne vin de fericesc norodul cu mintea lor, cu chipul lor este de oaie creață. Pornită astăzi, este vorba. Este vorba, nu sunt pornit, sunt realități astea. Sunt realități. Dacă nu le spunem, dar să-i spunem numele celui care este la Paris și ne fericim. E Eminescu acolo. Pe Facebook, apropo de cultura de Facebook, unde se luminează cei mai mulți dintre contemporanii noștri, din păcate, unde găsesc și lucruri bune și rele și n-au de unde să discearnă, pe Facebook circulă în ultima vreme, cred că cineva o face intenționat, sigur, versuri, unele mai reușite, altele mai puțin reușite, care îi sunt atribuite lui Eminescu. Iată ultimul poem al lui Eminescu. Iată ultima creație. Deci cineva, și le-am atras atenția, nu mai faceți asta, vă rog, frumos, acolo, înscris. Așa, nu țin cont. Cineva face orice ar trebuie, probabil că îi sunt impuse și sugerate, pentru a distrage atenția, pentru a-l minimaliza, pentru a-l băga într-o notă comună pe cel care nu are cum să fie coborât de pe soclul acela de unde recita prietenul nostru Constantin Popa din Luceafărul, să-l cobori pe acela care și-a muiat condeiul de-a dreptul în Luceafăr, așa zice Arghezi despre el. Călcați cu grijă feții mei, să nu-i striviți nici umbra, nici florile de tei, dintre noi
el cel mai înțelept și cel mai teafăr și a înmuiat condeiul de-a dreptul în luceafăr. Foarte frumos. Și Argezi nu făcea afirmații măgulitoare gratuite, în sensul că el cunoștea foarte bine ceea ce reprezintă valoarea în literatură. Și să ținem cont de o faptă că l-a văzut când avea 8 ani Argezi, l-a văzut pe Podul Mogoșoaie, cum spunea atunci. Vă păcați, mă rog. Domnul profesor, eu cred că e vorba, știi, de oarece teribiliști de ăștia după Facebook, după Instagram, după TikTok. Nu, dar noi am atras atenția. Da. Să fie oamenii circunscriți. Își doresc atenție foarte mult. Vezi, și atunci eu practică uzuală în ziua de astăzi ca să vinzi fake-uri, să ai fel de fel de diversiuni care să devină într-un fel sau altul virale pe Facebook. Lumea caută gloria cu orice preț. Este prețul inculturii și a Nu cunosc pe Eminescu nici viața, nici opera. De clubul de astăzi n-au mai avut timp de Eminescu. Vreau să vă spun că în buzunarul halatului lui Eminescu, în ziua în care a fost ucis la stabilimentul doctorului Șuțu, Caritatea, din strada Plantelor, Plantelor, au fost găsite în buzunar două poeme, două poezii, unul Viața și unul Stelele în Cer. Deci ultimele poezii astea ar fi. Dacă vreți, cu permisiunea dumneavoastră, domnule Benacă, văd că să despașa și asta e de bine, e plăcut. De Stelele în Cer, deasupra mărilor, ard depărtărilor până ce pierd. După un semn, clătind catargele, tremură largele, vase de lemn. Niște cetăți, veghind întinsele și necuprinsele singurătăți. Orice noroc și întinde aripile, gonit de clipele stării pe loc. Până ce mor, pleacă-te îngere la trista plângere plină de amor. Nu e păcat ca să se lepede clipa cea repede ce ni s-a dat? Foarte frumos. Deci aceste mărturii despre moartea și agonia lui Mihai Eminescu, în două cărți pe care le am, Nicolae Georgescu, un eminescolog de talie, așa, a adunat și a săpat prin arhive și a scos la lumină fel de fel de documente și a pus în față tot ceea ce medicii de la care l-au tratat pe Eminescu, Șuțu, Vineș, Gheorghe Marinescu, marele, așa, inclusiv faptul că George Călinescu a căzut în capcana acestor medici. Iar lămurirea a ceea ce s-a întâmplat în ultima zi din viața lui Eminescu o dă, culmea, un frizer. Frizerul regal, Dumitrache Cosmănescu. Așa. De fapt, îl chemea Dumitru și Cosmănescu. Era frizer regal. Dar l-a plăcut atât de mult pe Eminescu că i-a devenit frizer personal și confesor, ca să spun așa. Și în ziua aceea au ieșit în curtea stabilimentului respectiv, spitalului, și în timp ce ei vorbeau despre una, despre alta, și Eminescu l-a pus pe jupân Dumitru Cosmănescu să cânte împreună cu el Deșteaptă-te Române. Hai să te învăț să cântăm amândoi Deșteaptă-te Române. Îi zice frizerul. Da. Da, acum m-am pregătit pentru emisiune, n-am să fac acum pe intelectualul, că el saluta lumea cu trăiască nația fiind un naționalist convins. Da. Și totodată, dar răspunsul care era? Era sus cu dânsa. Eu să vă rog un lucru pe amândoi, intrăm așa într-o stare asta. Păi, am spus că fiecare e cu partea lui. Da, stai-ți mă puțin. Intrăm așa într-o stare morbidă și aș vrea să
beneficiez de cultura asta emilișteană pe care o aveți amândoi, așa, și să vorbim și de lucrurile frumoase, domn profesor, de Veronica Micle. Totuși, a avut Eminescu și o parte mai romanțată a vieții. Vreau care să a fost vă spun că povestea cu Veronica Micle a fost urâtă, domnul Popa. De ce a fost urâtă? Orice poziție e frumoasă. Pentru că ea a cedat unor presiuni din partea lui Caragiale. Nu, e mit. Toate femeile cedează. Nicolae Georgescu demontează. Și toți bărbații. Știți cine este Nicolae Georgescu ăsta? Nai Georgescu, îi spun acum cei care... A fost un bibliotecar modest, muncitor, harnic, bibliotecar la Biblioteca Academiei Române. Și în norma lui de muncă, în care i s-a spus, iei litera F, O și V, FOV, și cauți tot ce e cu el, cu altul ia asta. A cercetat și a avut atâta răbdare și atâta migală, încât a ajuns la adevăruri pe care marii noștri savanți, George Călinescu și alții, nu le-au scos la lumină, dar nu că n-ar fi vrut, pentru că divinul critic, George Călinescu, care ne-a lăsat opera lui Mihai Eminescu în trei volume, Viața și opera lui Eminescu, carte fundamentală. Dar, din cauza că fuseseră marele universitar George Călinescu dat afară de la catedră, de regimul acela al vremii, și lăsat muritor de foame, a trebuit să facă slalom, penitență, să vină înapoi și să ia cronicile optimistului, să devină și el optimist cu regimul care se instaura la vremea respectivă și să-și rea locul la catedră. Iar când a scris despre Eminescu, lua că Nae Georgescu e infernal, e primul care a trecut dincolo de aceste bariere, că astea au luat de bun ca și noi, ca și literă de Biblie și de Evanghelie, ce a spus George Călinescu și au spus marii noștri cărturari despre Mihai Eminescu. Dar Nae Georgescu, bibliotecarul migălos, s-a dus la sursă și a văzut de unde citează George Călinescu. Citează din Românul, ziarul Românul, care polemiza cu Eminescu la timpul, se era adversar. Și citează George Călinescu numai de unde se potrivea cu imaginea, cu mitul fals al morții de sifilis, de alcool, de băutură, de toate mizeriile care i s-au pus în sarcină, când de fapt el a fost ucis, un odios asasinat politic. Și o să spunem și de ce în epocă a trebuit să fie eliminat. Numai un pic. Da, aștept. Deci George Călinescu, intenționat ca să nu mai dea afară iar, a luat părți din toate sursele, din toate ziarele vremii, din toate documentele, părțile care compuneau acea imagine, acel Eminescu, pe care au vrut alții ca să spele pe mâini, Maiorescu și toți colegii, toți rădătorii de jurul Eminescu, Ventura, Ocășanu, Siderescu, prietenii lui din Societatea Carpați. Nu numai Carpați. Unii era coleg acolo, cu alții era coleg la Cârciumă, la Capșa. Dar ca să se astupe mitul închiderii forțate, băgării în cămașă de forță, arestării, l-a arestat poliția de fapt română de 11 ori. Dar este o dată când a fost ultima și de acolo l-au trimis la moarte, ziua de 28 iunie 1883. O zi fundamentală pentru cine vrea să învețe istoria României aia adevărată. De acolo a început. Nu falsurile care le-am învățat noi în școală. Domnul profesor, ziua de 28 iunie se petrec următoarele lucruri acolo. Deci am terminat cu George Călinescu. El a luat partea care convenea acelora care au construit mitul unui Eminescu care s-a pierdut bolnav și nu care a fost asasinat. Că existau acolo în sursele de așa acele lucruri pe care Călinescu nu le-a preluat pentru că o pățiseră. De ce credeți că l-au dat afară, paranteză, de la Universitatea pe George Călinescu? Ținea un curs de principii de estetică. Estetica în artă, frumosul, știința frumosului, un lucru deosebit. Eu am dat examen de estetică și am idee, dar domeniul e vast. Ce se întâmplă? George Călinescu le demonstra unora, când a ajuns la noțiunea de înger în poezie, se folosește înger blond, cum așa, bun. Zice, îngerul, dacă îi facem o disecție, vom constata că nu are intestine, organe, sânge, pentru că dacă ar avea intestine, ar avea defecație și ar încălca postulatul de înger.
N-ar mai fi înger. El acolo, zice, găsim un must de măr, o sevă odoriferă, ceva frumos, mirositor și mai departe. Bun. Un turnător care era trimis special în curs, vezi că vorbește ăla, nu a nebunit. Și s-a dus și a turnat. Trimis cu treabă de la servicii. Domnul Călinescu e nebun, îi nebunește pe studenți și orișii ăștia din facultate că face acolo anatomia îngerilor. Îi despică pe îngeri cu tare, cu tare, mistic, e religios și nu era în epoca. Și l-au dat afară de la catedră. Dacă a trebuit să revină, a trebuit să facă și compromisurile de a lăsa imaginea unui Eminescu pierdut de boli și de mizerie și de alcool și mai departe și nu adevărul unui Eminescu sacrificat pentru Ardeal, pentru ideea națională. Domnul, e mult de discutat, am și o întrebare, da, la amândoi. Da. Așa. Deci, eu întreb un lucru, dacă în 30 de ani, de când există așa zisa eliberare a ideilor și a nației românești, nu s-a găsit nimeni din toți intelectualii pe care am avut să refacă această istorie, să îl repună în drepturi pe Mihai Eminescu? Încercările, vă răspund. Vă termin într-o secundă. Da. Păi nu, dar frumos, domnul profesor, n-am văzut astea în manuale, n-am văzut într-o programă școlară. Păi despre ce vorbim? Că noi am venit să combatem falsurile din manuale. Păi știu, dar de ce nu s-a întâmplat asta în ultimii 30 de ani? Că nu s-a întâmplat asta. Asta nu s-a întâmplat multe. Știu, o să vă răspund de eu. Care copiii noștri au nevoie. Vă răspund eu. Vă rog. Copiii, dacă vor vrea, vor auzi, pentru că iată au apărut Nicolae Georgescu, Constantin Barbu, Teodor Codeanu, domnule, dacă folosiți asta, căutați-l și pe ăla. În ce an a apărut? Îl găsiți, domnule, e peste tot publicat, numai că omul săracu, dacă regimul ăsta... Regimul ăsta este la fel de opresiv și, domnule, regimul ăsta este la fel de opresiv și de... E aceeași în ediția... Domnule, nu acum să... Nu, doar vă întreb o chestie. Dumneavoastră spuneți mie că aici 2 cm de carte pentru un Eminescu e suficient? Nu, domnule, 30 de ani? Domnule, adevărul este într-un singur cuvânt sau două. E adevărat. Așa, adevărul. Dar cine caută adevărul? Cei care, detractorii care au primit ordin de-a lungul timpului să-l atace, să-l blameze, dar și cei care v-ar interesa foarte mult de vremurile noastre, acum, sub ochii noștri, ca să poată să primească zeci și zeci de miliarde un Mircea Cărtărescu, să-și publice cărțile, să-l ducă la toate saloanele de carte din toată lumea, să poată să-l fie propus chipurile la Premiul Nobel, a trebuit să presteze. Ce să presteze? Pentru cineva din umbră. Cineva că de-a ști cine aș da ochii lui cu mine, zice un poet. Zice... Ca să beneficieze, să fie un profitor veros, a trebuit să presteze atac la adresa lui Eminescu. Și l-a făcut. Păros, nespălat, lipit, negrijit. Deci asta era opera. Despre asta trebuia să vorbească unul care se pretinde pretendent la Premiul Nobel pentru literatură. Bun. Dar și alții. Vine Cristian Preda, unul care s-a pozat la mare cu Elena Udrea și cu Traian Băsescu și a ajuns neuroparlamentar. Spune că gândire politică rudimentară, din punct de vedere, e nul. Eminescu nul și el e genial. Deci, trăim vremuri ticăloase, dar să știți că și Horia Roman Patapievi și alții care l-au făcut albii de porci, cadavrul nostru din debara, de care trebuie neapărat să ne debarasăm dacă vrem să intrăm în clubul select al Uniunii Europene, în NATO, în lumea cu tare, că nu putem din cauza lui Eminescu. Deci, cei care au prestat atacuri imunde, grosolane, mizerabile la adresa genului tutelar al spiritualității românești, au primit toți sinecuri, avantaje enorme. Am făcut-o gratis. Nu. Nu i-a uitat. Că cei care... Trăiesc sub ochii noștri, domnule, ce istorie? Au aprofundat viața și opera lui Eminescu de-a lungul timpului, există și în ziua de astăzi. Dar înainte de a vă vorbi despre cei care s-au încumetat împotriva curentului să scrie și să-l îl prezinte să caute adevărul. În anii 1980-1985 s-a publicat sau s-a încercat să publice volumul nou al operelor complete a lui Eminescu și era vorba despre publicistica lui Eminescu.
scrierile politice de la ziarul De la ziarul Timpul, acolo unde a prestat vreo 7 ani de zile, și de aici, la un moment dat, că vom reveni și la treaba asta, lui Eminescu i s-a tras sfârșitul. Au avut deci atunci... Nu, deci să fim clar, deci susțineți cu dreptate, dar să accentuăm. Nu poetul... Nu poetul, ziaristul a fost eliminat. Da. Și vreau să vă spun că în perioada aia atunci, 3 personalități literare foarte importante au murit subit. Este vorba despre Pompiliu Marcea, cel care era la un moment dat ajutorul lui Perpesicius la Muzeul Literaturii Române, după care a preluat el iar funcția. Iar volumul, vă completez, este din ediția Perpesicius, cu începută să fie în 24 de volume. Da, atunci... Dar volumul nu a fost interzis, chiar în timpul lui Ceaușescu. Da. La cererea lui Moses Rosen, rabinul comunității evreiești. Așa, pentru că îl considera pe Eminescu fascist. În afară de Pompiliu Marcea, care la un moment dat a avut probleme grave de sănătate, s-a dus pe la diferiți medici și un singur medic i-a spus diagnosticul corect. Cred că a fost otrăvit cu mătrăgună. Acest lucru a fost spus de către soția sa. Și fiica lui a avut de suferit după urma represaliilor care se făceau asupra familiei lui. Cum a fost găsit Pompiliu Marcea? A fost găsit înnecat în lacul Herăstrău. În perioada aia când a fost otrăvit cu mătrăgună, nu se putea mișca, vorbea foarte greu, se sprijinea de perespă în casă și așa mai departe. Și rămâne curioasă întrebarea, cum a ajuns în lacul Herăstrău un om care abia se deplasa? Dar asta e altă poveste. Un alt mare istoric și critic literar, Alexandru Oprea, a sfârșit și el, care s-a ocupat de redactarea volumelor lui Eminescu. De reabilitare. Și reabilitare. Da. A fost găsit asfixiat în baia personală. Tot acuzat de antisemitism, în afara celor doi, tot în aceeași perioadă, la 44 de ani, Emil Lătreanu a fost găsit spânzurat. Deci nimic n-a fost întâmplător. Chestiunea este că în zilele noastre, fără să mai fie acțiuni atât de fățișe, brutale și fățișe asupra unor personalități, iată, în afară de Nae Georgescu, s-au mai încumetat și alții să cerceteze activitatea lui Eminescu. Chiar înaintea lui, așa, e vorba de Constantin Barbu, filozoful de la Craiova, da. Și, profesor, filozof și Teodor Codreanu. Teodor Codreanu de la Huș. Un jurist a făcut o carte, Procesul lui Eminescu. Așa, deci au existat și există încă oameni care au încercat și au făcut eforturi mari în a face lumină. Și vreau să vă spun că Eminescu a fost iubit de foarte multe personalități, nu numai românești, ci și străine. Este de remarcat atitudinea Zoiei Dumitrescu-Bușulenga despre Eminescu și mai probabil după publicitate vom vorbi un pic și despre criticul, profesor universitar italian Rosa del Conte. Rosa del Conte, care a fost o dell'assoluto. Despre absolut. Despre absolut și despre setea de absolut a românului absolut, după o mică pauză de publicitate. Revenim la discuția noastră. Prezentăm scuze pentru ridicări de ton, dar suntem uneori sub imperiul nemulțumirii, insatisfacției, că lucrurile nu merg bine în viața noastră, nu numai din punct de vedere economic, social, în interior, felul cum suntem percepuți în exterior, ci și în domeniul culturii, unde falsurile, unde atacurile imunde la adresa pilonilor culturii naționale nu încetează nici în zilele noastre. La început de mileniul 33 ne aflăm într-o devălmășie, într-o dezminare și într-o confuzie generală,
în mijlocul căreia totuși există o anumită rigoare a unora care nu ne vor binele. Ei își urmăresc pas cu pas și în agricultură, și în industrie, și în comerț, și în gestionarea zăcămintelor, avuției naționale, dar și în domeniul culturii, pentru că n-am fost niciodată o mare putere militară, o mare putere economică, dar o putere culturală care i-a dat lumii pe Eminescu, Brâncuș, Coandă, Enescu, Porumbescu, putem continua, o putere culturală însemnată am fost și am putea să rămânem. În această idee încercăm să mai aducem în cotidian cu anumite prilejuri discuții despre personalitatea azi a lui Eminescu, altă dată a altor vârfuri ale culturii naționale. Domnul Constantin Popa mi-a trage atenția că suntem prea încrâncenați și prea triști. Are dreptate, dar nu mai putem stropi cu odicolon și cu apă de trandafiri o realitate atât de dureroasă în un context economic și social la nivel național și global în care viețuim. Eminescu despre sine, apropo de cât de multă jubilație adolescentină și plăceri și frumusețe, și-au înțeles și-au rămas unii de prin școală cu imaginea despre Eminescu, eu zic să-i dăm crezare lui Eminescu însuși care se autoportretizează în poeziile sale de tipul: ce suflet trist mi-au dăruit părinții din părinți, de-au încăput numai în el atâtea suferinți. Ce suflet trist și fără rost și din ce lut inert, că după atâtea amăgiri mai speră în deșert. Cum nu se simte blestemat de a duce în veci nevoi? O, valuri ale Sfintei Mări, luați-mă cu voi! Aceasta este, domnule... Da, domnul profesor, da... Realitatea. Eminescu a scris și poezie optimistă, n-a scris numai... Eu vă spun, eu sunt... Mă referiți la ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, nu, da? Nu numai asta, domnul profesor. Mie mi-a plăcut... Păi nu, dar este... Poezia lui Eminescu, care place cel mai mult, o să vă dezamăgesc, poate, iertați-mă, e scrisoarea a treia. Mie aia îmi place, eu, vă cum de astea, am învățat-o pe deasupra fără voia mea. Iată, vine un sol de pace... Vă atrag atenția că poezia aceea, care se numește Scrisoarea a treia, are două părți. O parte care evocă trecutul glorios de luptă, care v-a plăcut, optimist, și o parte în care critică dur prezentul decadent. Au de patrie virtute, nu vorbește liberalul de a-i crede că viața e curată ca cristalul. Toți pe buze având virtute, iar în ei monedă calpă, chintesență de mizerii de la creștere până în talpă. Și deasupra tuturora, oastea să-și o recunoască și aruncă pocitura bulbucații ochii de broască. Din aceștia țara noastră își alege astăzi solii, oameni vrednici ca să șează în zidirea Sfintei Golii. La Golii era o casă de neguri. Domnule, aceasta e din, ce vă spun eu, acum e din Scrisoarea a treia. Știu, domnul profesor, dar v-am spus că să-mi fac Scrisoarea a treia, îmi place. Deci ați decupat partea? Da, domnul. Nu, deci n-am vrut să fiu așa radical ca dumneavoastră. Elevii noștri învață așa că în Scrisoarea a treia este... că este o construcție numită antiteză. Antiteza trecut-prezent. Trecutul glorios de luptă al neamului și prezentul decadent. Mai decadent era decadent acela, dar mai decadent și mai decăzut și mai degenerescent este cel prezentul nostru, din păcate, astăzi. Ce ziceți, domnul? Totdeauna am avut un prezent ăsta. Noi am avut multe discuții despre prezentul acesta și prea multe speranțe nu se întrevăd la orizont. Nu că aș fi eu pesimist, dar consătenii, conțăranii noștri, concetățenii noștri nu ne dau nicio speranță. Pentru că aș vrea să aud și eu, vorba dumneavoastră, într-o mașină, rapsodia lui Enescu, într-o mașină, nu Manel, nu Florin Salam sau nu știu cine, aș vrea să aud și eu poate Crai Nou de Ciprian Porumbescu, deși e mai greu acesta. Nu e deloc greu.
Nu, am zis așa, pentru cei care... Mă face să fredonez acum. Nu. Am vrut să spun că poate e mai greu pentru cei care au mașini mari și minte puțină. Domnul Grăbăr, o să vă contrazic doar o secundică mică și vă las să vă spuneți cuvântul foarte frumos. Îmi place mult azi, îmi place tot tipul, dar azi în mod special. Vreau să vă spun că o piesă asta, dar studia română asta lui Ciprian Bonubescu, sunt multe petreceri în care muzicanții își dau, nu știu ce eroare am făcut, nu să mă corectez după aia, muzicanții își dau un soi de examen cântând. Deci să mai rar, dar românii revin la această veche cultură a noastră și o perpetuare sub forma lor. Că nu ascultă mașină, nu ascultă, dar sunt momente de petrecere, sunt momente de bine, nunți, unde eu am auzit cântându-se multe melodii patriotice. Hai să lămurim puțin. Nu, dar o să vă placă. Vă rog. Și dacă nu-mi place, nu, dar nu revin românii la Enescu și la rapsodiile române, ci Enescu a cules de la români flori alese din creația muzicală populară și le-a înmănunchiat în rapsodiile române. Deci ei există acolo la rădăcinile. Și se ascultă, domn profesor. Se ascultă rădăcinile adunate de Enescu și valorificate stilistic, frumos, aranjate. Da, dar să nu ne depărtăm foarte tare. Domnul Lovel, o vorbă mai spun și nu pot să-l pomenesc, am un vecin din copilărie și prieten, se numește Nicu Dângălaș, care la rândul lui are un copil, un băiat, Nicu cântă la frumos și extraordinar sambal, băiatul lui cântă la vioară. Și vă rog să mă credeți că am avut deosebită plăcere că atunci când m-am văzut cu Nicu la un eveniment, mi-a spus Popică, că așa îmi spune el, vreau să-ți fac o dedicație, zic, te rog frumos, Nicule, fă-mi, că mi-e drag să fiu băgat în seamă, mai ales de tine, prietenul meu, de alți ani de zile, pe ăsta sunt ani, așa, iar băiatul mi-a cântat Ratul Dialog la vioară, foarte frumos, extraordinar de frumos. Eu voiam să pun în discuție următoarea chestiune. Vorbind tot de valori și non-valorile din ziua de astăzi, sau poate că sunt valori plătite cu bani grei ca să distrugă valorile autentice. Facem un exercițiu de imaginație să vedem ce ar însemna literatura română sau cultura română fără Eminescu, fără Arghezi, fără Blaga, fără Bacovia, fără Cioran, fără Eliade, fără Eugen Ionescu, fără Enescu, fără Hajdeu. Dacă vreți, venim și la Buzău. Cultura română e săracă și fără Ion Niculescu, despre care n-am avut drăgaz, dar o să vorbim cu altă ocazie. Voiam să spun și despre... Un buzoian genial. Vasile Voiculescu, iar un poet de geniu. De cine am face dacă acești piloni nu ar fi? Printr-o, eu știu, o scamatorie a unora, ar dispărea aceștia din cultura română. Domnule, nu pot dispărea, domnule. Nu, am zis să facem un exercițiu de imaginație. Nu puteți face așa, pentru că vreau să vă spun un lucru apropo. Pentru că aceste valori sunt atacate de cei care vorbeau mai devreme. Foarte bine că sunt atacate. Dar trebuie să existe cineva care să le ia, nu să le ia apărarea neapărat, că nu suntem parte din justiție, ci să îi prezinte așa cum sunt în realitate. Adevărul. Eu, sincer vă spun, vă ascult cu mare drag și mă bucur mult că deja sunt identificați cei care atacă vulgar, brutal, pilonii culturii românești, pentru că nu există o dovadă mai bună de a își dovedi lipsa de patriotism, lipsa de dragoste pentru România și pentru cultura ei. Numai în felul ăsta pot fi dovediți ca trădători ai neamului. Doveniți, cu probe și cu alte regulă. Vă spun un lucru, vă l-am mai spus și la alte emisiuni. Domnilor, trăim vremuri ciudate și am văzut la Caragiale că s-au mai... Nu fac decât să se repete vremurile astea care s-au mai trăit odată și de la Eminescu vedem că lucrurile astea s-au petrecut de-a lungul timpului tot la fel în România. Parcă este o chestie joasă la Indigo cumva.
istoria, oameni buni. Cei care vor veni după noi, spuneam doamnei profesor într-o emisiune, cei care vor veni după noi, ăia vor judeca cu adevărat. Și va vedea cine va rămâne în istorie. Un Cătănescu, un Patapievici, care îi va de mama lui, chiar dacă pare în momentul ăsta că e un om de cultură, e umflat cu Directorul popa. Directorul Institutului Român, cu rang de ministru, pus de Traian Băsescu. Lăsă-ți, domnul profesor, să promoveze cultura românească în lume. Domnule, ai promovat acolo să niște bani să promoveze cultura. Haideți să vă spun ceva acum, în legătură cu ce ați afirmat adineauri, foarte corect, că e un context social, istoric, economic, care este nefavorabil și așa mai departe. Deci, moartea lui Eminescu s-a produs în anul 1883, când la nivel european se punea la cale o alianță, o triplă alianță, un fel de Uniune Europeană de astăzi, dar mai mică. Vreau să se unească Austro-Ungaria, Ungaria era deja sub austrieci, Austro-Ungaria, Germania și Italia. Și vroiau să lipească acolo politicienii noștri, mari brătieni pe care îi lăudăm. Vroiau să se includă în această alianță și România. Eminescu s-a opus din răsputeri, cunoștea, fusese student la Viena, știa ce cu austrieci, știa și avea o capacitate de informare, caziarist, așa, dar și un prestigiu enorm care dărâma. Se lupta direct cu marile cancelarii. Când ambasadorul nostru la Viena, Petre Carp, îi transmitea lui Maierescu și mai potoliți-l pe Eminescu. Că nu ne strică jocurile care le face cu alianța. Numai un pic. Urma să fie semnat. Dar ambasadorul Austriei la București, von Mayer, avea oameni trimiși pe lângă Eminescu. Pe lângă el. Ba mai mult, l-au dus, hai bădie, că n-ai unde să stai așa, uite, stai la mine, în gazdă, la Slavici. Prieten al minte. Cine era soția lui Slavici? Ecaterina Sioche Mogherușii, care turna minut cu minut. Și singura, niciun doctor n-a spus că Eminescu a fost nebun. Sioche Mogherușii îi transmite un bilețel în dimineața zilei de 28 iunie 1883, când se petrec foarte multe lucruri. O să le numesc așa, ca un inventar. Trimite lui Maiorescu, luați-l de aici ca nebun, Eminescu ca nebun. Deci de acolo. Deci un om care lupta. De ce lupta el împotriva triplei alianțe? Care până la urmă s-a semnat. S-a semnat în septembrie, după ce l-a omorât pe el. După ce l-a omorât în iunie. După ce l-a omorât în iunie, în septembrie, în același an, nu, în 83, s-a semnat totuși tripla alianță. Dar accentul luptei mari era pentru Ardeal. A intra în alianța asta cu Austro-Ungaria însemna să nu mai e pretenție la Ardeal. Ori Eminescu așa ceva n-a putut să conceapă în ruptul capului niciodată. Este un sacrificat pentru Ardeal. Așa spune Naiu Georgescu, așa spun toți Constantin Barbu și toți eminescologii care ne aduc adevărul astăzi, în sfârșit, despre moartea lui Eminescu, nu de boală, nu de sifilis, nu de alcool, ci asasinat politic odios, la comandă. Deci, contextul acela era cum e Uniunea Europeană. Hai să facem bine că să ne primească ea nu știu unde, dăm munții, dăm păduri, ca să ne primească. Exact, să ne băgăm în tripla nu știu care. Ca să se acopere ce? Chiverniselele, că și ăia bogătașii vreme, același lucru urmăreau, ca și ăștia de azi, și România a fost întotdeauna o pradă. Iar vârfurile ei vânate și trimise prea devreme în veșnicie, pe lumea cealaltă. Deci, domn profesor, să ne înțelegem bine asupra unui punct, adică vreau să mă fac și să-mi expun și eu părerea, așa cum a spus dumneavoastră mai la început de emisiune. Dom'le, singur nu puteam să stăm, trebuia să avem niște alianțe. Eu reclam modul în care am negociat nu aceste alianțe. Cu ce s-au soldat? Dom'le, păi tocmai asta este. Eu reclam modul în care am negociat, modul în care ne-am asociat și, și modul în care ne-am vândut. Și ce s-a schimbat de atunci, astăzi? Ce s-a schimbat faptul de atunci, că aceste alianțe trebuiau să aducă un real câștig și ca ridicarea a nivelului de trai și ca nivel economic s-a soldat de fapt cu falimentul României. A face politică cu stomacul și cu așa și ați abandonat mintea. E adevărat. Deci este clar ca bună ziua că modul în care noi am negociat
Toate aceste lucruri a fost unul pe vostru în România. A fost atunci, este și, și astăzi. Păi eu urez de ziua de astăzi. Haideți să luăm, așa, pentru cine vrea să vadă, să suntem în căutarea adevărului toți. Da. Și acesta este, suntem în consens, probabil și cu privitorii noștri. În ziua de 28 iunie 1883 se petrec în aceea zi următoarele evenimente. Ieminescu este părât de soția lui Slavici, de Soche Moghioru, și la, așa, el luați-se de aici, cum am certat cu el, așa. În același timp, Eminescu se duce cu ziarul din dimineața aia să-l vadă întâi Maiorescu, care era președintele Partidului Conservator. Așa? Eminescu era simpatizant. Nu numai simpatizant. Vreau să vă spun că a găsit Nicolae Georgescu că la un moment dat în conducerea Partidului Conservator erau 10 capi, Maiorescu, Carp, așa, și al 11-lea și domnul Mihai Eminescu, redactorul șef al ziarului Conservator Timpul. Deci era în conducere, era al 11-lea, în conducerea Partidului. Deci era om politic, e un asasinat politic, domnilor. N-au avut treabă cu poetul, ci cu publicistul, cu ziaristul care deranja jocurile politice ale contemporanilor săi. Dacă rămânea numai poet, nu pățea... Nu pățea nimica, nu. Pamfletele lui, că i-a urzicat și în așa, erau, le acceptau. Pentru că nu ajungeau la marile cancelarii să încurce lucrurile așa cum s-a întâmplat. L-au scos obligatoriu de la Timpul să-l ducă chipurile, să-l trateze, să-l plimbe pe Italia, că e obosit și mai departe. El venea la zi. L-au dus pentru că le încurca lucrurile. În ziua de 28 iunie are loc desființarea societății patriotice Carpații, care aveau ca unic ideal constituirea Daciei Mari, proiectul eminescian al Daciei Mari, în care nu se putea face fără Ardeal. Ca să intre în alianța aia, să renunță Ardeal, pentru el era un de neînchipuit, de neimaginat. În aceea zi vin și fac percheziție la Eminescu acasă și ridică lada cu manuscrise și Fosgen caută să vadă ce mai unetește, ce mai pregătește, ce mai lansează, ce urmează să mai lanseze în opinia publică. În aceea zi se face percheziție la sediul Societății Carpații, tot așa, în acte, în documente. În aceea zi se duce Maiorescu în persoană și plătește la stabilimentul doctorului Șuțu 300 de lei. A anticipat internarea, că îl vor împacheta și îl vor duce acolo. Așa. În aceeași zi de 28 iunie este suspendat ziarul L'Independance Rumen, care susținea nealierea României la tripla alianță proiectată și expulzarea din țară a directorului publicației L'Independance Rumen, Emil Gali, expulzat din țară, și directorul al doilea în ierarhie la ziarul L'Independance Rumen, este arestat. Eminescu erau pregătiți să-l aresteze. Au trimis pe lângă el pe Constantin Simțion, care zicea că e prieten, dar foarte aproape de el. Mai de la distanță, Grigore Ventura urmărea faza, Siderescu un altul, și vorbesc de o singură zi din istoria României și din viața lui. În aceea zi se duce, el, ei au crezut, ca să însceneze ceva, că se duce la ziar, că se duce undeva, ca să însceneze ceva. El a cotit-o și s-a dus la Capșa. La Capșa a apărut Ventura, Grigore Ventura, care este personajul din Caragea Lirică Venturiano. Așa, el a inspirat. Deci, Grigore Ventura, ziaristul, așa, la masă cu el, îl întărâtă. Era trimis provocator. Și ce-aș face? Toate astea, păi i-aș face lui regele ăsta, lui Caror, că el îi cumpără legătura cu tripla alianță, cu nemții lui, cu austrieci, cu ăștia, cu Germania, cu tare, cu tare. Și lași în pușca la încutare. Deci, depun toți mărturie minciuna asta, că Eminescu a pus să-l împuște pe Carol, că a pus revolverul pe masă și că a somat-o și pe soția patronului de la Capșa, pentru că la Capșa nu era numai restaurant, erau și niște ambasade. Și că au văzut și ambasadele străine. Așa.
au mințit toți în scris, dar cel mai important, cea mai importantă depoziție a lui Constantin Simțion, care nici nu semnează. El le furnizează cele mai multe, așa. De acolo nu se duce nici să împuște pe Carol, nici la redacție și le încurcă planurile, se duce la baia comunală, la baia Mitrașevski. Că nu aveam toți atunci dușuri în casă, se ducea la baia comunală. Acolo îi înscenează, vor să-l aresteze din baie, el nu deschide, îl bagă prietenii lui de baia, cu polițistul, bineînțeles, în cămașă de forță și îl duc forțat, cum era stabilit, că plătiseră deja de dimineață, și îl internează la doctorul Șuțu. Cămașa de forță nu s-a aflat întâmplător acolo, a fost adus. Era pregătită, sigur. Deci un scenariu absolut fabulos. Așa, care s-a produs. L-au dus la doctorul Șuțu și l-au tratat cu mercur. Știu și ultimii oameni, fără nicio babă de carte, că mercurul este toxic și că este otrăvitor pentru. Și i-au băgat 7 grame și i-au aplicat tot felul de șocuri, probabil. I-au aplicat inclusiv bătăi cu frânghia și așa mai departe. Deci și rezista, pentru că era un bucovinean robust, a rezistat la aceste chinuri incredibile din 1883, când l-au arestat, până în 1889. Păi doctorul Vineș face niște adnotări și aduce el aminte ceea ce ar fi scris în foaia de observație, că Eminescu era un tip robust, un tip sănătos, un tip foarte foarte melodia. Corect din punct de vedere al relațiilor interumane. Așa, și după câteva zile își schimbă părerea și spune că Eminescu e terminat din punct de vedere uman. Deși conspirația a fost clară, pentru că inclusiv Gheorghe Marinescu, savant român mare, s-a făcut că i-a uitat creierul pe fereastră, a căzut jos, l-a mâncat pisica. La un gen, pentru că creierul ar fi demonstrat că nu e vorba de sifilis și că era perfect sănătos și că avea un creier genial, un cap mare. Bun, acum... Avea peste un kilogram. Am tras următoarea concluzie, că timpul s-a epuizat. Cine vrea să creadă în boala de sifilis de alcool, este liber să o facă. Cine vrea și urmează surse și izvoare de ultimă oră cercetate minuțios de Nicolae Georgescu, de Constantin Barbu, de Teodor Codreanu, de ceilalți eminescologi în legătură cu Eminescu sacrificat pentru Ardeal, o victimă politică a vremii, un odios asasinat politic, este punctul meu de vedere, dar nu și al tuturor obligatoriu. Este punctul meu de vedere? Da. O să încheiem cu frumoasa melodie pe care am ascultat până la început. Sigur că da. O seară plăcută și în continuare, pentru că să ne închidem deja. Da, ce să le doresc telespectatorilor? Să aibă multă sănătate în anul care a început acum și să nu aibă destinul lui Eminescu. Să creadă în Eminescu, dar să nu aibă destinul noi. Lui. Nu suntem noi atât de însetați de absolut ca să avem destinul lui Eminescu, dar avem destinul lui Eminescu la nivel național. Pentru că destinul național al întregii românități se confundă cu destinul Eminescu. Domnul, să-l schimbăm dacă avem un pic de noroc. Schimbăm ce-o putea, nu?